Bună ziua, doamnă! Sunt de la canalul YouTube Motanelor și Puiuletele de pe... Stai că tocmai am zis de pe YouTube. S-a emoționat Sunt reporter. profesionist. Da. Aș putea să iau un interviu cu lăbuțele dumneavoastră? Da. Da. Dragii lăbuțe, spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți voi despre femeile care divorțează în secret? Yay! Da, vă bucurați că divorțează. Da? Aveau impresia că lumea e plină de bărbați de calitate și își pot găsi oricând pe altcineva. Lumea e plină de bărbați, dar nu de calitate. Da, vă bucurați? A avut mami noroc? Ia spuneți, a avut, da? Sunt secretară Da? bună. Da? E norocul vostru, da? Că mai e câte una care divorțează în secret, da? Da? Vă bucurați că divorțează? O, ce bucurie pe el aici! Yay! Secretară bună, mă, ocup de așa deci! Când nu am morcovelul, sunt cam triste, dar când îl am, sunt veselă. Aha, văd că te uiți la... Te uiți în jos. Îți place ce vezi pe aici? Da, e frumos, e frumos, e gustos, e... Mai doriți detalii? După ce încheiem filmarea, vă mulțumesc, doamnă, pentru interviu. Acum, la final, doriți să cântăm cu... Eu dansez, mă distrez. Că am un super bărbat, alta plânge și de... Cum era, mă? Și regretă, nu? Alta plânge și regretă că de el a divorțat. Așa, mofturile mi le faci, Da, hai, toată lumea să cânte cu mine. Eu dansez, mă distrez. Că am un super bărbat. Da? Vă bucurați, vă bucurați? Alta plânge și regretă că de el a divorțat. Yay! Viva divorț în secret! Eu țin bine de morcoveni, secretară Fetița, tu recunoști ceva de calitate când ai, a? Da, trebuie să țin bine de post, că altfel vine altă secretară în loc. Miau! Vă mulțumesc, doamnă, pentru interviu. Și o să vedeți acest interviu publicat pe canalul, de fapt, nu pentru Motanelor și Puiuletele. Va apărea pe canalul YouTube Oana și Daniel Dănescu, pentru că sunt căsătoriți. Fetița!